Da, păi mă gândeam să facem atât de tare încât să nu te mai poți ridica din pat următoarea dimineață. Salut, șacalilor! Ce faceți? Am luat o pauzică cu postatul, dar eu am postat în fiecare zi pe Instagram. Puteți să mă urmăriți la Sniculeț dacă vă interesează viața mea. Sigur ați avut momente cu părinții voștri când le-ați dat un super text și ei v-au pus un like. Sau au zis ok. Sau o chestie de genul, așa că astăzi o să ne uităm la mesaje cringe de la părinți. Îți spui tu numai că mamă, astăzi mă căsătorești, să spune așa un like. Sau zic, bă, mama, am câștigat campionatul la nu știu ce. Și zici, ok, bravo. Mesaj de la un tată. Îți trimit o notiță ca să spun te iubesc. Uite-te la tine ce mișto faci scheme de-astea cu telefonul. A fost un accident. Noapte bună. Bă, să zic că tactul asta, bă. Din greșeală. Am vrut un sort, tată. Din greșeală. N-am coincidit. Așa, scuze. Băi, tată, bă, dar i-ai trimis și lui mama chestia asta. Știu. Din greșeală. I on your way. Cred că o vrut zic am on the way, adică sunt pe drum, ceva în genul. Și? Ok. Asta este clasică, efectiv așa fac toți părinții. Lăsați vă rog în comentarii ce mesaje cringe ați avut cu părinții voștri. Eu citesc toate comentarii și dau inimă. Cred că pot să vă pun aici acum niște mesaje. Uite aici am zis că aveam ceva, un drum mai greu de făcut. Și am zis așa. Mi-a pus așa, na, te descurci. Uite, l-am găsit pe ăsta. Neața, bine, acasă. Scuze, am greșit destinația. Era pentru Anda, adică pentru Varmea. Adică ca idei, nu mai ar fi zis ce faci, știi? Mătușa ta tocmai a murit, lol. Mamă, ce așa de amuzant? Nu e amuzant, David, la ce te referi? Mamă, lol înseamnă că râzi foarte tare. Dumnezeule, am trimis textul ăsta la toată lumea, credeam că înseamnă multă dragoste. Trebuie să sun pe toată lumea înapoi, Dumnezeule. Și eu cu fratele mi-am învățat-o pe mama să spună lol sau what the fuck. LOL. Eram odată răcit, n-aveam chef de nimic, știi? Și zic, mama, nu mă simt. LOL, LOL. Zic, mama, cum să zici LOL, mamă, că mi-e rău. LOL, LOL. LOL, spui la ceva amuzant, ei, că moare cineva și zici LOL. Este o zi foarte frumoasă, mi-aș fi dorit să fii aici. Uite-te la ce priveliște avem. Mamă, ții degetul pe lentilă. A, ups, scuze, poți să vezi acum? Mamă, nu poți să trimiți aceeași imagine, trebuie să faci alta. Dar asta cum arată? Arată bine, mamă, ce să mai, e forță. Auzi ce înseamnă abrevierile I don't know, love you și te talk to you later. Nu știu, te iubesc, vorbim mai târziu. A, ok, o să întreb pe soră ta. Auzi, mamă, vrei fulgi de ciocolată în toate clătitele, da? Da, 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 și emoji de caca. Mama, alea sunt emoticoane de caca, nu sunt fulgi de ciocolată. Am uitat, dar de ce are acest caca o față așa de drăguță? Acum vreo 2 ani. Mă trezesc într-o dimineață că Vio te-o adăugat în nu știu ce grup. Și zic, bă, ce-o fi făcut în ce grup m-a adăugat mama? Și mă uit, era un grup cu vreo 200 și ceva de persoane. Și văd că scria toată lumea, ce e aia, ce e, și-o sun pe mama, zic, bă, mamă, ce-i grupul ăsta? Și da, ce grup? Bă, mama, ai făcut un grup cu toate persoanele din lista ta, de telefon, de WhatsApp. Ce grup să fac, mamă, că am vrut să trimit ceva pe WhatsApp, ce-am făcut? Așa, un grup pe 200 de persoane, mamă, toată lumea scria, era o arambabure. Ce îți dorești de ziua ta? Mi-aș dori o prietenă, doar nu e așa de nebunește. Ar trebui să cer ceva mai realistic. Gen un dragon. Eu și cu mama ta o să divorțăm luna viitoare. Ce? De ce? Sună-mă repede, te rog. Am scris Disney și telefonul o schimbat. Noi mergem la Disney, nu divorț. Disney. Și când mesaj de la mama mea pentru ziua mea. Am 25 de ani. Happy God Birthday. Cred că cu toții avem un unchi care are un grup de la ciudat, efectiv, de unchi. Știi, efectiv, grupurile alea de WhatsApp, de părinți, unde își trimit pozii de alea, mimuri de alea, bă, pixelate, așa. Siri, spune-i lui Parker că-l iubesc. Și eu te iubesc, tata. Send with Siri, efectiv, poți să faci asta. Hey Siri, send a message to Freight Mew, I love you. Your message to Freight Mew says, I love you. Send it. Yes. Ok, it's sent. I-am trici. I-am trici, eu, frate, I love you. Uite, leacă ce random și conversații între mine și frate. Ia-mi și mie, te rog, o felie de pizza și un tradițional. I love you. Sunt unii mesaje pe care dacă n-ai context mi se par foarte amuzante. Cum e asta, frate? Ia-mi și mie, te rog, o felie de pizza și un tradițional. Gen de ce? Păi zi, ești prost? Te închide. Tintine poza. Ce-am vrut să zic aici? Tidnite poza. Cred că am vrut să-i trimite poza. Tată, este o moli pe ușa de la baie, poți să scap de ea? Te rog, grăbește că o să încep să plâng, tată? Tată? Tata e mort, tu ești următoarea. Cu drag, Molia. Umor de adulți, cum ar veni, și de grupurile alea de adulți. Mesaj de la mama. Ai planuri pentru diseară? Nu. Ratatule. Ți-ai lăsat telefonul acasă. Imaginează să primești mesajul ăsta. Ce să-ți mai zic că după să treci să-l iei când poți, știi? Și să ajungi să-ți iei telefonul să vezi mesajele astea și nu mai zici nimic. Uite, 25 februarie 2011, bă, ce vremuri. Acum, nici nu știu acum câți ani. Acum 12 ani, zic greșit, sper că nu zic greșit că mă fac de 12 ani, ci... Hei, iubito, ești pregătită pentru diseară? Bă, iubitule, este mama lui Susan și-a lăsat telefonul acasă.
Hai mă că te-am păcălit. Acum spunem ce vrei să facem de seară. Da, păi mă gândeam să facem atât de tare încât să nu te mai poți ridica din pat următoarea dimineață. Da, te-am păcălit, chiar să mama ei. O să o sun pe mătă acum. Mamă, imaginează ți așa mămica ta telefonul la controlat ei să vadă mesaje cu gagicuța ta, bă. Să vadă acolo cum îi zici tu la gagicuța ta că o iubești și că vrei să o vezi, să o pupi. Aoleu! Mămicoarule, ce crezi despre asta? Cringe! Ia să-l pun eu pe omicorn aici să vadă și el. Vezi micuțule omicorn și tu? Este omid de unicorn, dar probabil unii o știți pe canalul de gaming. Vă uitați pe canalul de gaming. Cum funcționează acest iMessage? Cum funcționează? Tată, ești pe toaletă. De asta zâmbesc, fiule. Sigur ați mai puțin de la părinții voștri să vă trimită poze din greșeală și vezi că stau așa, știi, cu telefonul și au fața asta, știi, așa. Știi? Chiar aveam o poză cu mama când mi-a trimis așa, gen era așa. Știi, și nu, de, așa știi cum ține telefonul așa, dar nu mai am, și n-aș putea să o pun, da, ca idee. Nu uita să descarci mașina de spălat vase. Te-ai terminat temele? Trebuie să mergem la bunica pentru ziua recunoștinței. Eu și cu tatăl tău am vorbit, o să-ți luăm o nouă mașină luna viitoare. Ce pe bune, vă mulțumesc, mulțumesc, oh my god. Nu, nu-ți luăm, doar am vrut să văd dacă primești mesajele mele. Am vorbit cu tipul ăsta drăguț cât plimbam câinele în parc. Merge la universitatea de medicină. A, și el a stat așa ca să-i faci poză? Nu, i-am făcut-o în secret. A, de asta mergi tu la parcul de căței, a? Da, ca să-ți găsesc un iubit. Dureros. Să zică maică ta asta, frate. Învăț cum să folosesc hashtag-uri. Asta e super tare, mamă. Hashtag conversații cu fiul meu. Este ceva ce ar spune mamele. Și știi ce ar mai zice mamele? Știți care este cel mai înfiorător text de la o mamă? O să-l zic încerc să spuneți dacă vi se face pielea de găină. Vorbim acasă. Deci atâtea amintiri mi s-au băgat în cap cu chestia. Dar și acum, verde, dacă spune vorbim acasă, oricine, orice persoană de gen feminin care spune vorbim acasă este o mare problemă. Când era maita la ședință, bă, și sigur îi trimiteai mesaje când era la ședință. Știi că la un moment dat nu i-ai spus Doreta și urma să afli, știi? Și îi ziceai ceva, știi? Și îi ziceai, știi? Ca să mai făceai o glumiță, îi ziceai că spălai vasele, știi? O întrebam dacă o termina ședința și când era pe drum o sunam și zicea vorbim acasă. Hai, că vorbim acasă. Las. Vorbim acasă. Bă, deci cu starea din voce se termina tot, veri. Deci, bă, psihic, bă. Când eram mama la ședință, eu făceam curățenie. Deci când eram mama la ședință, eu făceam curățenie în casă. Era așa, bă, în toată casa făceam. Să vadă așa, când am venit acasă, că uite, o mai ajut și eu, știi? Să nu sunt super, știi? Cam astea sunt mesajele cringe și amuzante de la părinți. Să-mi lăsați neapărat în comentarii să le citesc. Că vreau să râd care e cel mai cringe mesaj cu mama voastră, cu părinții voștri. Eu citesc toate comentariile, dau inimă, v-am zis. Știți că avem și canalul de gaming unde postăm Minecraft. Dacă vă place Minecraft-ul, vă aștept și acolo. Vreau să revin cu niște videoclipuri de astea de reacții mai mult. Știți cum făceam odată, asta dacă vreți și voi. Am în plan să vă dau o stare foarte bună, că și voi îmi dați mie o stare bună de fiecare dată când îmi scrieți un mesaj, oricând. Știți, vă mai zic până data viitoare. Veți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.